fait à lui et à une personne, il n'y a pas de trop de personnes. Οπότε η στραπολότητα με φάξε πρέπει να εγώ πάρτε ο παραδείγμα, πρέπει να πέρα και ο δικό. Συντέμεις και πάρτε μήνε το πιτσιτά, το άλλο, να παίρνουμε το όπο, να είναι το όσο πέρα, το όσο πέρα, το όσο πέρα, το όσο πέρα, și de fapt, nu ține o seama de această schizofrenie, cu felicitarea constitutivă a persoanei noastre, morală și intelectuală, să zicem. Și toate proiectele noastre se limitează doar la partea luminoasă și acceptarea de globală. Îndemnul ăsta să fii ceea ce ești, care să mă sigur și revendicarea componentei creștine a civilizației noastre. E absurd să fac eu apologia creștinismului și ca să fac noastră, dacă nu atât. Dar componenta mea structurală este creștină ortodoxă. Mă uit cu jenă la moaștele pe care le ador zeci de mii de persoane care umblă patru lame, ca cum să zic, chestii de așa de neimaginat. Dar mă voi revendica întotdeauna și e o componentă culturală a tradiției, a felului în care m-am format. E firesc, cum să zic, cum spunea Mircea Mitrăiești, faptul că ne ferim de această afirmare și nu a fost pe plan european unul din puținele puncte care a unit opiniile celor decidenților, când s-a fixat Constituția Federată, dă măsura acestei fugi de propria noastră identitate, ceea ce te face pe la urmă să dornești intenții ascunse. Altfel, nu mai e nimic de neacceptat în așa ceva. Bun, sunt foarte multe lucruri care pot fi discutate plecând, e adevărat, și de la conferința asta, dar și de la cărțile Virgil Emoianu, care după marele succes pe care l-a avut romantismul, îngălzirea romantismului care a fost adusă, celelalte nu mai fost, nu? Teoria secundară. Da. Dar asta, ultimele au rămas accesibile. Asta e post de traducere la editura Universității Iași. A fost dată în lucru. La asta ultimă, da. Da. Bun. Da, tirajul o să poate să aibă editura Universității din Iași. Ce vizionare. Asta era o poveste, dar mă rog, vreau să zic că suntem foarte recunoscători că ai venit și că ai ținut aici conferința asta și că continui în pofida unei, cum să zic, amărăciuni, sentiment de detașare pe care dau seama că aveam față de locurile unde te-ai așteptat la ceva mai multă audiență, dacă nu. Însă, pentru noi și pentru mulți care nu sunt aici, lucrurile astea sunt importante și îndrăgim să continui, să mai vii și altfel. Mulțumesc aici. Sunt că s-au spus că pentru Mircea multe lucruri foarte substanțiale. Eu aș vrea să fac așa, una sau două referințe. În primul rând, eu tocmai am căutat să evit sublinierea prea puternică a unei singure religii împotriva altora sau poziție, diferență cu altele și am folosit, cum ați văzut, termenul mult mai general al deschiderii spre transcendență, spre sacralitate, pentru că, da, e un termen comun care acoperă foarte multe și foarte diferite religii și atitudini în multe părți
în toate părțile globului. Deci aș face această mică corectură. Una, am spus într-o singură frază că una din problemele modernității este incapacitatea de a asimila și de a procesa în mod corect, satisfăcător, lucruri cum ar fi suferința și moartea. Pe paradigmele care circulă și sunt dominante la orator, lucrurile astea pot nu ar exista. Asta e total aberant, pentru că fiecare dintre noi știe foarte bine. Să zicem că cei mai tineri, da, sunt mai dezinteresați de problema morții, dar de problema suferinței nu au cum să fie dezinteresați în întregime, afară dacă știu eu supra oameni într-un fel sau într altul, da? Deci se întâmplă mai rar, totuși. Așa. Mai sunt și alte câteva lucruri le sus pe care eu le-aș grupa pe toate. De exemplu, cum spuneai, apariții de părți, nu să mai puțin inutile, dar insistent împinse înainte, eu astea socotesc că sunt expresii ale incapacității modernității de a face față avalanșei informaționale. Adică, asta sunt date informaționale, în fond, dacă cineva își scrie datele vieții sale și sunt nu unul, ci nici 10, nici 100, ci poate 1000 sau 10.000 și așa mai departe. Sunt prezențele astea masive în forme de realitate virtuală, Facebook, Twitter, mă știu, care din astea care circulă și care oamenii se autoprezintă, descriu în amănunțime chestii perfect banale și neinteresante din viața lor și mai departe. Or, asta pur și simplu mulțesc. Nu mai spun că sigur că există și un surplus de date informaționale importante și interesante. Eu știu din medicină, din fiziologie, din domenii tehnice și așa mai departe. Și impresia mea este că modernitatea nu prea știe cum să le facă față. Adică, da, există niște filtre care sunt de natură ziaristică și care simplifică și selecționează. Na, uite, ăsta e lucru interesant. Dar, de fapt, nu ăla e lucru cel mai interesant pe care îl spune ziaristul X sau Y și pe care noi nu așa aflăm, pentru că altfel nu l-am putea afla. Noi, practic, când spun noi, spun 99% din, sau mai mult din întreaga populație, 99 la 1000, probabil, din întreaga populație a lumii.